Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Uzacuna, bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Uzacuna. Dragii mei prieteni, eu astăzi vreau să vă arăt ceva foarte interesant pentru problemele cu ochii, mai ales pentru persoanele care au probleme cu ochii. Sau foarte des ochii sunt obosiți, sau de exemplu că să astupă cu o peliculă ochii și ajunge seara, nici nu mai ai putere ca să vezi. Da, foarte multă lume din noi are această problemă. Asta este, poate fi și de la creier, lipsa de oxigen, asta este de la oboseală, asta este de la diferite stresuri, depresii, ca să luăm la drept, dar mai ales se mai întâmplă și de la probleme și griji. Așa, eu astăzi vreau să vă arăt un tratament natural, cum poți să-l faci tu, o băutură miraculoasă pentru ochi. Eu am aici mătculiță, așa și se numește. Deci de albină sau polen și propoliț și miere, o linguriță, numai decât a să-mi trebuiască un pahar de apă rece, a să-mi trebuiască o linguriță de susan negru, așa, ia uitați-vă, negru, la fel îl pun în blenderul meu, o linguriță de scorțișoară, de praf de scorțișoară, dar poți pui și un bețșor, fiindcă este foarte bun pentru vedere, nemaipomenită de bun. O linguriță, deci, este suficient. Ei, să mă întreb, Zidana, va fi urâtă la gust sau ră? Nu, este foarte bună la gust. Așa, nu mai mult de două cuișoare. Vă știți care sunt cuișoarele. Așa, două este suficient. O lingură de miere de albin. Când vorbim de miere de albin, noi alegem o miere naturală, așa, și am să adaug aici numai decât, așa, deci, câteva semințe de mărar, deși, fiindcă semințele de mărar, ca și morcovul, deci iau aceleași vitamini și ajută foarte bine la ochi, foarte bine, ia uitați, o linguriță de semințe de mărar. Și clar ca să adaug și un cățel de usturoi, fiindcă el are antibiotic natural și ajută foarte bine la vedere, când vorbim de vedere. Așa, deci un cățel de usturoi, numai decât, fiindcă usturoiul ameliorează sau îmi dă sănătate la vedere. Așa, clar că adaug și 150 ml de apă. Apă rece. Adaug și apa mea rece și o fărâm foarte bine cu blenderul, foarte bine, și apoi această băutură poți să bei o dată pe zi. Automat se vede cum ți lasă, deci, problemele de vedere, dacă tu ai, deci, probleme cu vedere. Dar această băutură, credeți-mă că ajută și la memorie, la creier, este foarte, foarte bun, chestia absolut totul naturală. Eu am să o fărâm în blenderul meu bine. Așa, deci eu am, ia uitați-vă cum ea arată, am format-o bine, bine. Nu este rău la gust. Menționez încă o dată, este foarte bună așa băutură, deci te ajută foarte bine la vedere. Ca și propolis, ca și polenul, chiar și semințele de mărar, scorțișoara, steluțele, usturoiul, inul, absolut tot sunt pentru vedere. Un pahar pe zi, deci este suficient pentru vedere. Ia uitați, minunat! Nu este rău deloc, mai ales pentru persoanele care suferă cu vederea. Încearcă, fă și tu să-ți vezi cât de bine te lasă problemele cu vederea, dacă tu ai probleme cu văzul, mai bine zis așa. Deci este o băutură miraculoasă pentru vedere, absolut totul 100% natural. Cu voi a fost prietena voastră Zidana, aveți grijă de voi, sănătate și multă, multă, multă dragoste și pace în casa voastră.